Cel mai mare cutremur din ultimii 4 ani a zguduit România. Cu câteva minute înainte de ora 7, magnitudinea a fost stabilită la 5,4, e al doilea seism produs în zona seismică Vrancea-Buzău în tot atâtea zile. Ce spun experții, aflăm de la Ana Maria Tuică, în direct de la Institutul de Fizică a Pământului. Ana. Bine v-am regăsit. Experții spun că astfel de seisme cu magnitudine de peste 5 pe scara Richter au loc cu o frecvență de 2 ani în România, astfel că acest cutremur produs în această dimineață la ora 6:50 de minute a avut o magnitudine de 5,4 pe scara Richter și, așa cum am văzut, s-a simțit puternic în anumite zone din țară, precum Capitala, Brașovul, Ploieștiul sau Bacăul. Totodată trebuie spus și faptul că populația nu a fost înștiințată prin mesaje RoAlert venite de la IGSU de data aceasta, spune Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, faptul că am urmat să primim notificări prin mesaje RoAlert doar în momentul în care s-ar produce un seism și mai puternic decât cel produs în această dimineață, cu o magnitudine de chiar 6,5 pe scara Richter, seism ce ar urma să producă, din păcate, victime omenești și totodată pagube materiale. Însuși, prefectul Capitalei recunoaște faptul că Bucureștiul nu este pregătit să facă față în cazul în care un seism și mai puternic decât cel produs în această dimineață ar avea loc. Iar acum vă propun să ascultăm autoritățile, să vedem sfaturile de care trebuie să ținem cont în momentul în care are loc un astfel de cutremur. Nu ieșiți din apartament în casa scărilor, nu coborâți pe scări, nu folosiți lifturile. Mergeți și adăpostiți-vă sub un obiect, sub o masă, sub o grindă. Cel mai important este fără panică. Nu plecați cu mașinile toată lumea după un cutremur pe drumuri dacă este cu impact, pentru că puteți bloca serviciile de urgență. Din păcate, nicio țară, niciun oraș nu e întotdeauna foarte bine pregătit, nu sunt foarte bine pregătite pentru un cutremur de magnitudine mare. Simți cutremurul? Da. Cum a fost? Eram în pat la hotel. Și dintr-o dată am simțit că așa, că o încinătură. Și nu știam de ce. Da, l-am simțit. A tremurat patul, s-a zgâlțuit o ușă de la mobilă și atât. M-am trezit de dimineață și am primit notificare pe Android. Mi s-a părea ceva ciudat, să mă aștept la niște... Așa, și mă uit și peste 10 secunde fix a venit cutremurul. Mi s-a părut genial. Ai simțit cutremurul? Da, era ora 6 și m-am trezit așa deodată. Și n-am știut ce se întâmplă, dar după m-am culcat înapoi. În cameră cu nepoata în pat și venea televizorul spre mine. Și ce ați făcut? Am stat în pat, ce să fac? Acest cutremur a fost de 1448 de ori, mai mic decât cel din 4 martie 1977. Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic a realizat o comparație grafică între cele două seisme. Într-o legătură directă cu noi este domnul Matei Sumbasacu de la Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic. Este inginer constructor și specializat în analiza de structura clădirilor și riscurile seismice. Bună ziua, mulțumesc tare mult că sunteți cu noi. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. Haideți să încercăm întâi această comparație. E utilă mai ales pentru a vedea o diferență între ce e mai rău și ce am simțit în această dimineață. Este utilă comparația, în special pentru a ne da seama de faptul că aceste cutremure mici nu înseamnă că se amână cu cutremurul cel mare. Așadar, în termen de energie totală eliberată, cutremurul de azi a fost de aproximativ 1500 de ori mai mic decât cel din 1977. Deci ar fi nevoie de încă 1499 de astfel de cutremure ca să se elibereze energia unui cutremur cu adevărat mare. Și în ceea ce privește durata de timp pe care am resimțit-o astăzi, unde încadrați din acest punct de vedere seismul? Durata de timp este evident în strânsă legătură cu magnitudinea. Dacă se eliberează o energie, o cantitate mai mare de energie, cutremurul durează mai mult. Dacă se eliberează o cantitate mai mică, cutremurul durează mai puțin și este mai puțin agresiv. Noi, cât am simțit noi oamenii, fără niciun fel de instrumente, am simțit o perioadă foarte scurtă acest cutremur. Durata lui exactă nu știu cât e, dar mă aștept ca mișcările importante să fi durat câteva zeci de secunde. Spuneți deci că nu stă în picioare, pentru că există diverse opinii și vin din partea diferiților specialiști. Faptul că dacă avem cutremure mai multe și mai mici, ar descărca de fapt un posibil cutremur mai mare?
Aceste opinii vin într-adevăr din partea diferiților specialiști, dar sigur nu specialiști în seismologie sau în inginerie seismică. Mai multe cutremure mici, într-adevăr, eliberează o anumită cantitate de energie, dar nici de cum suficientă pentru a ne da motive de liniște. De fapt, pot să vă dau un exemplu. Înainte de marele cutremur din 1940, un cutremur care, apropo, a fost mai mare decât cel din 1977, s-au înregistrat mai multe cutremure mici în zilele și săptămânile precedente. Deci ce știm este că nu știm, practic. Aceste cutremure mici trebuie tratate ca ce sunt ele, adică ca niște reamintiri ale faptului că suntem într-o zonă seismică și că este de datoria noastră să ne protejăm și să ne pregătim. Și să reducem riscurile. Care ar fi riscurile și cum le reducem, domnule Sacu? Riscul seismic este o problemă care este atât de complexă și atât de mare încât afectează întreaga societate. Așadar, la nivel personal, ne putem reduce riscul nostru seismic prin două acțiuni foarte simple și la îndemâna oricui. În primul rând, trebuie să discutăm cu cei dragi un plan pentru după cutremur, ce facem, unde ne întâlnim, să alegem niște zone accesibile și să stabilim cât timp ne așteptăm acolo după cutremur și ce semn lăsăm acolo în cazul în care nu reușim să ne întâlnim, astfel încât cei cu care ar trebui să ne întâlnim să știe că am fost acolo. Asta este o discuție de două minute și efectiv ne asigură bunăstarea și chiar și supraviețuirea după cutremur. Apoi vorbim despre trusa, acele provizii pe care fiecare dintre noi trebuie să le aibă în casă, astfel încât după un cutremur mare să nu fim dependenți de autorități sau de ajutorul de la acestea. Avem nevoie de provizii care să ne asigure 72 de ore de autonomie. În casă ne referim aici, bineînțeles, la apă, la mâncare în care să nu fie perisabilă și, bineînțeles, lucruri precum lanternă, sac de dormit, pelerină de ploaie și toate aceste lucruri pe care le puteți găsi pe diverse site-uri pe internet. Fipregătit.ro este site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne, antiseismic.info este o altă foarte bună resursă, un ghid de pregătire pe care l-am conceput împreună cu colegii noștri de la Arcen. Astfel există resurse de informare și oamenii își pot reduce singur riscul seismic. Și evident, apoi vorbim de consolidarea clădirilor pe care trebuie să o tratăm ca pe o urgență, ca pe o prioritate. Fiecare secundă scursă în care ezităm ne aduce mai aproape de marele cutremur. Va veni acest mare cutremur, nu știm când, dar știm că va veni și fiecare secundă scursă și irosită este o secundă prin care ne furăm singuri căciula, dacă vreți. Spuneți-mi așa, dacă trebuie să consolidăm clădirile. La nivel guvernamental, la nivel chiar local, de primărie locală, în acest moment România are o fotografie a cât de mari sunt riscurile pentru clădirile din orașele vechi, clădirile vechi, dar nu numai? Din păcate, problema e atât de mare încât nici nu am terminat să o măsurăm, dacă vreți. Avem în București, toată lumea știe despre clădirile cu bulină, vreo 350 de clădiri. Pe lângă acestea, mai avem clădirile din clasa a doua de risc seismic, clădiri în cazul cărora sunt așteptate avarii structurale grave, iar pe lângă acestea și mult mai important, avem clădirile din categorii de urgență, U1, U2 și U3, clădiri care în mod oficial nu există în litera legii, pentru că au fost expertizate și clasificate după un sistem care nu mai este în uz acum, dar aceste clădiri din categorii de urgență, toate, și sunt vreo 1500-1600, astfel toate sunt un pericol de colaps. La ele s-au uitat niște experți tehnici, niște ingineri foarte buni în anii 90 și au decis, analizându-le, că sunt periculoase, sunt un pericol de colaps și că trebuie intervenit în ele în sensul de a le consolida. Suntem, iată, la 20 de ani de la acel moment aproape și acele clădiri practic rămân pe listele primăriei ca un fel, într-o zonă gri, așa, ne prefacem că nu există și ne prefacem că trebuie să ne mai uităm o dată la ele ca să vedem dacă nu cumva s-au făcut bine între timp. Mulțumesc tare mult pentru această discuție. Și eu vă mulțumesc.